de zi a ședinței. Trebuie să alegem un nou președinte de ședință, întrucât mandatul de președinte a domnului Boboc a expirat, a fost 3 luni de zile. Vă rog să faceți propuneri pentru alegerea unui nou președinte de ședință. Domnul Covaci? Da, eu l-aș propune pe domnul consilier diaconul Nelu. Dacă mai sunt și alte propuneri, nemai fiind alte propuneri, supunem spre aprobare alegerea domnului diaconul Nelu pentru o perioadă de 3 luni președinte de ședință. Cine este pentru? Deci 16 consilieri pentru. Înainte de a intra și a prezenta ordinea de zi, vă rog să spuneți spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară, domnul președinte. Da. Domnilor colegi, domnule primar, doamnă secretar, doamnă viceprimar, domnilor invitați, aș vrea ca înainte de a spune la vot procesul verbal, să-i rog pe colegii mei ca în această perioadă de 3 luni de zile când voi fi președintele Consiliului Local, să colaborăm și să ne respectăm reciproc, să respectăm prevederile de statutul alesului local, iar intervențiile noastre să fie la obiect în legătură cu punctele pe care le avem de aprobat în ordinea de zi. Vă mulțumesc pentru colaborare și supun la vot procesul verbal din ședința trecută. Cine este pentru? S-a aprobat cu număr de 17 consilieri. Da, dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței de astăzi cu 17, cele 17 punte și a 18-lea interventor. Da. Bună ziua și bine ați venit! Vă supun spre aprobare ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de astăzi, dată de 2 aprilie 2017. Și vă supun spre aprobare un punct pe ordinea de zi în plus de cele 17 care sunt. Și se referă la aprobarea pășunatului în localitatea noastră, cu suprafețele pe care Primăria Comunei Dofteană le are în domeniul public și intenționează să le dea spre pășune celor ce au întocmit documentația necesară și au depus cererele pentru fiecare itinerar și fiecare punct în parte. O să vă dau mai multe explicații la momentul respectiv, dar acum vă supun spre aprobare un punct plus pe ordinea de zi. Poftiți, domnul președinte, și pregătiți. Deci, propun spre suplimentarea ordinei zi cu punctul de aprobare a suprafețelor închiriate spre pășunat, celor care solicită aceste suprafețe. Cine este pentru? De 17 consilieri. Am omis să spun că sunt prezenți toți consilieri. Da, s-a aprobat cu un număr de 17 consilieri. Intrăm în ordinea de zi, primul punct. Proiect de hotărâre pentru abordarea statului de funcții și a organigramei funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului, din cadrul poliției locale și a serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, precum și a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al primarului Comunei Dofteana, inițiator proiect primar și comisia juridică. Știu că ați avut la dispoziție materiale, domnilor consilieri, le-a studiat. Dacă ați avut o expunere de motive a domnului primar. Domnule primar, dacă vreți să mai lămuriți anumite probleme pe acea chestiune. Da, direct pe doamna secretară, spunea la Mariana, să vă prezinte la chestiune. Deci, în urma transmiterii dumneavoastră a tuturor materialilor, se propune aprobarea statului de funcții ale funcționarilor publici în cadrul aparatului de specialitate al primarului, din cadrul poliției locale și a serviciului public de evidență a persoanelor, precum și a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al primarului pentru anul 2017, în baza ordinului prefectului numărul 40 din 7 martie 2017, transmisă cu adresa 4471 din 9 martie 2017, conform anexei numărul 1, care face parte din proiectul de hotărâre. Așa cum v-am transmis materialele, deci în urma avizului domnului prefect, avem un număr de 68 de posturi, din care aprobăm 67, propuse spre aprobare. Ocupate sunt, așa cum v-am explicat, cum v-am dat situația, cum v-am redat în situația dată dumneavoastră. Dacă aveți întrebări... De discuții, dacă sunt pe acest punct... Nu sunt mai acum decidit statul de funcție. Da, dar vă rog să dați explicații din 67, câte funcții sunt ocupate. Da. Atât funcții publice, cât și contracte. Deci, vă spun că din cele 38 de funcții publice, avem 9 funcții publice vacante.
din cele 38. Avem 9 funcții vacante și din cele 27 contractuale avem 7 vacante. Deci din cele 67 avem 16 posturi vacante. L-am expus și în situații. Da, sunt în situații. Sigur, eu am... Dacă mai sunt întrebări, dacă mai sunt... Deci discuții pe acest punct al ordinii de zi. Organigrama s-a avut la dispoziție, toate materialele au fost la dispoziția dumneavoastră. Deci dacă nu sunt discuții, supunem la vot acest punct al ordinii. Vă rog să solicitați avizul comisiei. S-a studiat proiectul, proiectul respectiv, s-a primit aviz favorabil. Domnul președinte, vă rog să faceți să faceți referire la următorul aspect. Faptul că de la ora 8 v-ați întâlnit în ședință de comisii, pentru faptul că marea majoritate a cetățenilor din localitate și cei care ne văd la ora actuală, spun domnule, se ridică mâna fără să fie studiat de materiale. Materialele au fost transmise odată cu convocarea cu 5 zile înainte de ședință și astăzi la ora 8 v-ați întâlnit în ședința de comisii. Ne-am întâlnit de fapt doar toți. Deci toți consilierii au primit materialele cu 5 zile înainte de desfășurarea ședinței Consiliului Local. La ora 8 s-au întâlnit comisiile de lucru pe buget, pe Comisia Juridică și Comisia pentru Învățământ. Toate punctele au fost discutate și dezbătute în comisii și au primit avizele pe care le vom vedea în cadrul ședinței. N-am vrut să știu ce avize au primit de la celelalte comisii. La mine, la buget, au primit aviz favorabil. Deci avem aviz favorabil de la Comisia Juridică. În unanimitate, deci supunem la vot acest punct de pe ordinea de zi. Cine este pentru? S-a aprobat cu număr de 17 consilieri. Punctul 2 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea statului de funcții și organigramei personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Comunei Dofteana. Inițiator proiect primar și Comisia Juridică. Da, în materiale. Cadrul acestui proiect de hotărâre am omis să vă spun ocuparea din cele 7 funcții publice care sunt în SPAS, sunt ocupate doar 3. Avem asistentul comunitar medical, un referent debutant și un inspector de specialitate. Deci aici avem 4 funcții publice contractuale vacanțe. Aceste posturi sunt în subordinea Consiliului Local, SPAS-ul. Dacă mai aveți și alte întrebări. Finanțarea, vă rog. Finanțarea este asigurată de către UNICEF. Până la 1 ianuarie 2018, să sperăm că va fi finanțat și în continuare, dar până la 1 ianuarie 2018, ceea ce v-a spus doamna secretară Spăială Mariana, sunt finanțați de către UNICEF. Deci sumele respective vin în bugetul local și noi le asigurăm salarii. Asistent medical, referent și inspector, plus de asta mai sunt și la școală, mediatorul școlar și ceilalți, toți sunt finanțați din UNICEF. Da, discuții pe acest punct al ordinii de zi, dacă aveți, domnilor consilieri, sunt sau nu? Avizul Comisiei de Specialitate. S-a dezbătut proiectul respectiv, s-a privit aviz favorabil în unanimitate. Atunci, dacă nu sunt discuții, supunem la vot cine este pentru. S-a aprobat cu număr de 17 consilieri. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza Comunei Dofteana. Inițiator proiect primar și Comisia Juridică. Da. Se propune aprobarea regulamentului privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădiri și terenuri neîngrijite de pe raza Comunei Dofteana, spre aprobarea Consiliului Local Comunei Dofteana, conform anexei care face parte integrată de prezenta hotărâre. Într-una din ședințe, nu mi amintesc, dar poate a fost chiar în luna ianuarie sau anul trecut, odată cu aprobarea și promulgarea codului fiscal de la 1 ianuarie 2016, s-a aprobat acele terenuri neîngrijite și casele, locuințele care țin neîngrijite, să majoreze de la 100% la 500%. Consiliul Local al Comunei Dofteana a aprobat 200%, deci dublu față de cum este la ora actuală, cei care nu își îngrijesc locuințele și nu își îngrijesc terenurile. Pentru a putea fi impozitați la data din 1 ianuarie 2018, până atunci rămân tot așa la fel, trebuie să aprobăm un regulament, care stă la baza identificării acestor suprafețe agricole și acestor locuințe. Am invitat inspectorul de la impozite și taxe, care dumnealor împreună cu Registrul Agricol se vor ocupa
în mod special anul acesta pentru identificare și mai întâi intervine doamna Marnică. E vorba despre somație, da? Prima dată le trimiteți notă de constatare. În urma identificării o somație, da. Notă de constatare, da? Notă de constatare după aia somație. La fața locului. Somație și urmărire. Persoana respectivă va fi invitată la sediul unității administrative teritoriale, acolo unde se pune în vedere că impozitul la 1 ianuarie 2018 se va majora cu 200% exact. În condițiile în care nu își îngrijește, nu își armonizează locuința și terenurile care sunt degradate. Da. Exact. Doresc pe această cale să intervin și din aceste motive participă și cei de la Asociația Proprietarilor de Pășune și Păduri din satul Cucuieț. Și aș vrea, totuși, în ședințele dumnealor să vă atrag atenția să știți că și pădurile care nu au amenajament silvic, deci cum e la dumneavoastră, pădurile care nu au amenajament silvic, inclusiv pășunea dumneavoastră care nu are amenajament silvic, intră tot sub incidența codului fiscal din 2016, care anul acesta le vom identifica. Ce înseamnă pădure care nu are amenajament silvic? Asta înseamnă că pădurea pe care o deține cetățenii din satul Cuez nu înseamnă dacă s-o dus și o defișat sau o tăiat, materialele lemnos de acolo trebuie să rămână și într-o formă. Cum se exploatează în regim silvic, ai tăiat materialul, crace, crengere, frunza și tot trebuie să fie într-o ordine, deci făcute clar. Despre asta vorbim. Inclusiv pășunatul dumneavoastră pe care îl aveți în Devălmășie. Deci pășunatul pe care îl aveți în Devălmășie, tot la fel. Legea prevede destul de clar, începând cu anul 2017, trebuie să vă faceți amenajament pastoral. Așa cum își face unitatea administrativă teritorială, noi ne facem amenajament pastoral. Faptul că amenajamentul pastoral cuprinde lucrări pe o perioadă de 10 ani de zi. Deci cine va face amenajamentul dumneavoastră pastoral, va prevede niște lucrări la pășunea acolo s-o împădurit. Deci nu se mai numește pășune unele locuri. Și cele care depășesc densitatea și grosimea materialului peste 6, o trece în categoria de folosință numită pădure. Deci, de același regim beneficiați și dumneavoastră, anul acesta vom identifica toate suprafețele, chiar, dacă nu chiar toate, măcar prin sondaj, iar cei care nu își îngrijește aceste terenuri, cu părere de rău, de la 1 ianuarie 2018 vom aplica prevederile codului fiscal, care sunt de la 1 ianuarie 2016. Doamna Vasului, mai aveți ceva de... Nu. Da. Deci, discuții de acest moment, dacă vreți să interveniți, eu aș vrea să vă pun o întrebare, dar colegii mei nu vor. Dumneavoastră ați precizat foarte bine și am primit și noi materiale. Deci, întâi se face nota de constatare, apoi somația, apoi se face referatul către Consiliul Local, da? Da. Al Comunei, care poate lua măsuri. După urmărire. Da. După urmărirea somației, ei, da. În perioada asta, cât administrăm, nota de constatare, somația, dacă proprietarul își pune la punct clădirea respectivă sau terenul respectiv, se poate face o nouă notă de constatare ca să nu mai fie sancționat? Sigur, și dacă se pune în legalitate. Da. Da, doamnă, dar vă rog să explicați, se face anul 2017 lucrul acesta. Dar la 1 ianuarie 2018, dacă nu are armonizată locuința dacă și terenul este neîngrijit, după somație, care este trimisă, da. La 1 ianuarie 2018 începe să îl încasezi cu 200%. Pe perioada anului 2018, dacă dumnealui își armonizează locuința, își îngrijește terenul, în aceste condiții 2018 va fi încasat, da? Da. Și de la 1 ianuarie 2019, la fel cu încheierea unor documentații aici la noi la primărie, nu va mai plăti în continuare. Adică va fi, se va urmări toate aceste documente. Am înțeles. Da. Discuții, dacă mai aveți? Da, dacă nu o supunem la vot, comisia? S-a studiat aviz favorabil. Da, deci avem aviz favorabil de la Comisia Juridică. Supunem la vot. Cine este pentru? S-a aprobat cu număr de 17 consilieri. Punctul 4 al ordinei de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea programului de măsuri de gospodărire și înfrumusețare și păstrare a ordinii și curățenie în Comuna Dofteana. Inițiatoră, proiect primar și Comisia Juridică. Alte lămuriri, dacă mai aveți, domnule primar, de acest punct? Da, v-a prezentat doamna viceprimară. E vorba despre programul de măsuri de gospodărire și înfrumusețare, păstrarea ordinii și curățenie în Comuna Dofteana. Deci, la fel, și acesta este un regulament care prevede inclusiv sancțiuni. Spune-mi. Da, în crearea acestui material am luat în vedere măsuri pentru protecția sănătății publice în primul rând.
Materialul aveți și la dispoziție pentru consultare. Am luat măsuri pentru păstrarea igienei în școli și în grădinițe, urmărirea igienei și salubrității localurilor publice și produselor alimentare puse la vânzare. Știți foarte bine că avem sprijinul serviciilor de specialitate. Apoi măsuri pentru conservarea și protecției mediului. Ați văzut că în fiecare lună, prin planul de acțiune lunar, cu beneficiare de 416, întreprindem tot felul de acțiuni de ecologizare. Rugămintea mea către domnul consilier este de a ne sprijini total în efectuarea acestor lucrări și de a semnala eventualele cazuri de, nu neapărat de indisciplină. Chiar nominalizarea unor persoane care își mai permit să mai arunce gunoaie pe albia râurilor și a pârâurilor și a râului Trotuș sau prin diverse locuri, crezând că nu sunt văzuți. Depozitarea gunoiului de grajd în gospodăriile cetățenilor și pe locuri personale, doar cu platforme ecologice, să nu ne trezim că din cauza gunoiului ajung la vecin tot felul de materii fecale sau urine dacă plouă. Colectarea gunoiului menajer se face, știți foarte bine, în zilele de joi și de vineri. Și iar lansez rugămintea către toți cetățenii Comunei Dofteana de a colecta, de a depozita și apoi de a pune în fața gospodării, în fața porții, europubelele care au fost distribuite și în așa fel să încercăm să nu mai lăsăm gunoiul să fie luat de vânt și în tot felul de locuri. Continuarea acțiunii de colectare selectivă a deșeurilor, ați văzut pe raza Comunei Dofteana s-au amplasat containere pentru peturi. Cred că am văzut din zi în zi că aceste oamenii s-au obișnuit cu aceste containere și nu mai vedem peturi aruncate mai pe nicăieri, toate că sunt locuri unde ne mai găsim. Să depoziteze deșeuri pe tipuri de sortimente, recipiente puse la dispoziție, să nu depoziteze în preajma recipientelor destinate colectării selective alte tipuri de deșeuri, să însușească materiale depuse în recipiente de colectare selectivă a deșeurilor. Adică dacă mai găsim ceva prin bidoane, prin coșurile de selectare a peturilor, să nu fie tentat să le desfacă și să le consume. Bine ar fi să nu găsim recipientele, să nu fie pline cu nimic. Măsuri privind respectarea prevederilor legale a documentației de amenajare a teritoriului. Împreună cu inspectorul de urbanism vom urmări permanent toate construcțiile, dacă au autorizație de construcție, să vedem dacă sunt în termenul de valabilitate. Apoi avem măsuri către instituțiile publice și agenții economici, dar cel mai mult mă interesează obligațiile pentru cetățenii comunei, pentru că ne izbim de foarte mult când în area gospodăriei nu își curăță șansul, nu își lasă gunoaiele aruncate, motivând că trebuie să vină cei de la 416. Cei de la 416 nu sunt obligați să vină să le curățe șansul din fața gospodăriei dumnealor. Acest lucru vreau să-mi spun eu. Da? Cei de la 416 să nu mai curățe șansurile din fața gospodăriilor, pentru că ei au alte priorități. Au alte priorități, dar în momentul când vedeți... Da, dacă... sunt de-a lungul timpului, în urmă, s-au văzut. Da, împreună cu poliția locală am făcut înștiințări, nu numai să-și curățe șansuri, dar cum se face încă la țară, cu curățenia de primăvară, să văruiască bordura, un pom pe care îl are, să planteze câteva flori, pentru că până la urmă este aspectul estetic al comunei și e frumos când trece cineva prin comună să vadă că într-adevăr este o comună curată, modernă, pentru că vedeți, beneficiem de condiții, avem asfalt, avem foarte multe lucruri pozitive în comună și e păcat să nu, lumea să nu aibă o părere bună despre Comuna Dofteana. Numai că au o părere, dar încercăm să o și păstrăm. Să nu lase câinii pe străzi. Am prins undeva un punct. Vedem foarte mulți câini vagabonzi și la piață în marțea și aici în dreptul primăriei am luat legătura cu persoanele care știu că au câinii. Câinele trebuie să stea frumos în gospodărie, legat, pe lanț, că așa este norma. Nu lăsați lobot, pentru că, vedeți, se întâmplă, auzim la televizor, diverse cazuri, copii mușcați de câini și nu vrem să ne... să avem pe raza comunei astfel de probleme. Păi sunt cazuri când lasă câinii cum din mașini în zonă. Domnul președinte, vă rog frumos, mențineți ședința să se înscrie la comună. Da. Dar nu putem să... Avem de asemenea și obligații și responsabilități în menținerea ordinii, curățenie și igienii publice. Și la articolul 9 revin și punctez să nu arunce coș de semințe, resturi de țigări, de fructe, de alte reziduri sau ambalaje. Am văzut că împreună cu colegii consilieri chiar din satul Dofteana încercăm să facem un front comun
cu acele persoane care încă mai stau pe băncile din centrul comunei sau în stația de microbuz, lăsând după ei coș de semințe, doze de energizante, peturi de la sucuri. Ridică din umăr, n-au făcut ei, nu sunt ei. Da. Răspunde da. Și sancțiuni. Doresc să intervin și eu. Da, vă rog. Cu privire la colectarea gunoiilor selective din localitatea Dofteana și nu numai, în baza master planului pe care a fost semnat și aprobat de către Consiliul Local în anul 2010, prevedea ca începând cu 1 ianuarie 2016, colectarea selectivă să se facă în acele europuvele de 1100 și respectiv 120 de litri. Ce constatăm acum după un an de zile? Foarte multe europubele sunt în curte, oamenii nu le scoate în ziua de colectare a gunoaielor și le scoate în saci. În saci ce scoate? Găinați de găină, găinați de găină și orelari de la porci, foarte mult, țiglă spartă, cărămidă, rumeguș, surcele, bostani străcați, fructe, legume, etc. Vreau să vă informez că pe masa mea, nici nu i-am prezentat-o la contabilitate, se află un document care reiese faptul că am depășit tonajul de gunoaie și avem de plătit 1.200.000, vă vorbesc în bani vechi. 1.200.000. De ce o penalizare? De ce? Trebuia să scadem gunoiul menajer cu 15% și noi am crescut mai mult. Deci nu l-am scăzut cu 15%, motivul ăsta este. Au fost europuvere, oamenii au scos în saș și scot în continuare. Chiar în cursul săptămânii astea, când s-a ridicat un debat pe PSEA, ca zice noi, de la Creangă la Deal, a venit domnul primar, am avut un container plin, dar am mai avut și câțiva sași. Dar ce ați avut? Măturătură din curte. În curte ce poate să fie? Rumeguș, surcele și alte mizerii. Vă informez că nu o să le mai ridicăm. Am ridicat europubele cele de 1100 în marea majoritate a locurilor, inclusiv aici, lângă scenă, așa, și în alte locuri, și vă rog frumos toți cetățenii din localitate să scoată gunoiul în acele europubele de 120 de litri. Dacă au celelalte materiale provenite din curte, din demolări sau din alte activități gospodărești, le dau următorul sfat care este obligatoriu pentru poliția locală și poliția rurală, de așa natură să-i identifice pe acei care duc pe malul râurilor, pârurilor. Noi avem o groapă de gunoi, nu de acum, dar nu se numește numai groapă de gunoi, produse inerte. Țigla spartă, înțeleg aspectul că n-ai până la urmă, n-ai unde să o pui. Oamenii își modernizează, înfrumusețează, armonizează locuința, înlocuind țigla care este 50-60 de ani cu tablă, la ora actuală, marea majoritate. Cele produse, materiale produse sau elementele produse din demolări să fie transportate acolo la groapa de gunoi, rog respectos pe toți, pentru că se vor lua măsuri împotriva celor care încalcă legea și nu vom mai ridica din acei saci de la poarta omului. Nu se poate așa ceva. Aș vrea să adaug ceea ce spunea colegii mei cu privire la șanțurile care trebuiesc desfundate în fața gospodăriilor. Este adevărat. Noi respectăm legea la unitatea administrativă. Cei de la 416 au obligativitatea, în baza unui plan pe care îl întocmește doamna viceprimar, să ecologizeze pe domeniul public. Șanțurile sunt pe domeniul public. Vă informez. Dar, datorită avertizărilor meteo, vedeți cu toții, luna lui april și mai, vom fi supuși inundațiilor. E posibil ceea ce s-a întâmplat și anul 2016. Acele șanțuri care nu sunt decolmatate, acele rigole care nu sunt decolmatate, prezintă un pericol pentru localitatea noastră și se reflectă în bugetul local. Din aceste motive, îi rog pe toți să ieșe să-și curăță șanțurile din fața porților, de acolo unde au și terenurile în îngrijire, că poate până la urmă, nu numai în fața porților, sunt șanțuri de scurgere a apelor pluviale, și dacă ieșim cu toții și punem mână la mână, atunci localitatea noastră, nu faptul că arată așa cum arată, destul de frumoasă, zic eu, îngrijită și curată, va arăta mult mai bine. Am pus punct acestui subiect. Da. Înainte de a vă invita la discuție pe acest punct, aș vrea să vă rog respectuos, stimați colegi, să respectăm ordinea în ședință și să ne înscrim la cuvânt, așa cum s-a înscris și domnul primar, și domnul primar și domnul consilier, ne înscrim la cuvânt conform ale statutului aleșilor locali. Acum discuții pe acest punct. Cine vrea? Cine are nelămuriri? Aveți sau nu? Avizul Comisiei de Specialitate? Aveți favorabil, unanimitate. Da. Acum și avizul Comisiei de Specialitate, punem la vot acest punct. Cine este pentru?
S-a votat cu un număr de 17 consilieri. Punctul 5 de pe ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea marcării și exploatării pe picior lemn de foc din lunga totușului în cantitate de 46 metri cub pentru școala Scarlar Ron din Lofteana. Inițiator proiect primar și Comisia pentru Buget. Da, dacă îmi permiteți să intervin eu, poftiți? Sunt împuternicit să pot să dau toate explicațiile cu privire la această partidă. În primul rând, în proiectul de hotărâre, datorită faptului că nu venise punerea în valoare, s-a greșit. Nu sunt 46, sunt 45 de metri cubi. Anin din lunga trotușului, deci care prezintă un adevărat pericol public pentru cetățenii care trec pe lungă. Pădurea depășește, conform APB-ului, punerea în valoare, peste 100 de ani. Nu este pădure, mai sunt câțiva ani, care s-au rupt o parte din ei și în momentul căderii lor și având contact cu solul, se rupă în două sau în trei. Prezintă un adevărat pericol pentru cei care trec pe acolo, pentru cei care merg la stadion din fotbal, pentru cei care fac naveta între Larga și Dofteana la gară sau la alte activități pe care le au dumneavoastră. Am solicitat ocolului Silvii Târgoumna să vină să ne marce, să ne pună în valoare, să știm și valoarea și locația unde va fi transportat acest material lemnos. Din punerea în valoare, din APV, reiese faptul că, deci vă rog să modificați, da. Reiese faptul că sunt 45 de metri cub, dintre care 13 metri cub de lucru, așa zis, dar până îl tai și îl vezi, și diferența până la 45 este lemn de foc. Valoarea este de 2820,67, conform APV-ului. Nu avem dreptul să exploatăm noi, ci numai în baza unui contract de exploatare cu o firmă autorizată, care ne costă 1500 de lei fără TVA. Deci, a fost marcat de către ocolul Silvic, va fi exploatat de o firmă autorizată și transportat, vă supun spre analiză și aprobare, cu o firmă autorizată și cu aprobarea Consiliului Local solicit donația cu titlu gratuit către școala Scarlabă din Lofteana. La toată cantitatea de 45 de metri cubi. Discuții pe acest punct. Deci, această măsură trebuie să luată, să facem mișcare în contabilitate, că noi ne înregistrăm cu o valoare conform punerii în valoare. Și trebuie să o scadem din contabilitatea noastră. Deci 2820 plus 1500 de lei fără TVA, exploatarea și transportul. În conformitate cu legea, ne permite să exploatăm noi până în 20 de metri cubi în regie proprie. Unitatea administrativă, de aici sunt 45 de metri cubi. Iar la asemenea pădure care prezintă un adevărat pericol, nu vreau să pun pe cei care sunt contractuali la echipă pentru a elimina orice suspiciune și, Doamne ferește, vreun accident. Dacă aveți discuții. Discuții, ce nu se astăzi la cuvânt? Pe acest punct? Domnul primar, la sfârșit, la cuvânt, poate cumpăra câțiva ani pentru oameni când construiește unul rucii. Deci, vă dau răspunsul ăsta. Punerii în valoare, este lemn de foc. 13 metri cub dintre el are categoria de lemn de lucru. Da. Din 13 metri cub, când le-ai dat jos, nu știu ce poți să mai alegi de acolo, când le-ai dat jos. El se vede la suprafață, așa cum se vede la mijloc, poate să fie găurit. Da. Deci nu garantăm pe așa ceva. În situația în care avem posibilitatea, noi nu avem dreptul să comercializăm, să informez, doar eventual să dăm cu titlul gratuit, dar mai întâi vă rog să ne permiteți să respătăm și vedem. Am înțeles, mulțumesc. Domnul consilier. Lucrând în domeniu, pot să vă spun că în funcție de diametru și de lege, 17% din orice material se consideră lemn de lucru. Dar în schimb, el este 100% lemn de foc. Asta este legea. Deci de asta un rezultat și aici, așa, 10-12 metri. Dar el, în realitate, v-a spus și domnul primar, când pică jos, se face bucăți. Depășește, deci depășește 100 de ani la forma APV-ului. Mulțumesc. Deci cu ani în urmă am exploatat, era Tei, frață, era acolo, poți da jos, inclusiv Tei și frață nu este afectat. Faptul că pânza freatică este sus, are foarte multă apă din abundență, dar fiind și înaintat în vârstă pădurea, toată este degradată, nu poți să scoți nimic. L-am mai scos material lemnos pentru mulți podețe pietonale ce-am scos noi, dar nu are viabilitate prea multă, putrezește. Alte intervenții, discuții, dacă mai aveți? Avizul Comisiei de Specialitate? Aviz favorabil.
unanimitate la Comisia de Specialitate, unde sunt și eu secretar, de aceea supunem la vot acest punct de ordine de zi. Cine este pentru? S-a aprobat cu număr de 17 consilieri. Punctul 6 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent contractului de administrare pentru anul 2017, încheiat cu RNP Rom Silva Târgu Ocna, inițiator proiect primar și Comisia pentru Buget. Da? Poftiți, domnul primar? Da, vreau să dau explicații la bugetul de venituri și cheltuieli, contract de administrare primăria Doferă. La ședința anterioară am aprobat contractul de administrare. Vă spuneam, începând cu 1 ianuarie 2016, Primăria Comunei Dofteana are contract de administrare cu Direcția Civică a Județului Bacău pe o suprafață de 270 ceva de metri de hectare. Ce fac dumneavoastră în contractul ăsta de administrare? Ne asigură paza și din aceste motive vă dau citire bugetul de venituri și cheltuieli. Venitul total din care 65,680. Deci sunt veniturile totale. De unde? În urma amenajamentului silvic pe care a fost prelucrat și am început să... Deci de la 1 ianuarie 2016, având amenajamentul silvic, s-au prevăzut niște lucrări în teren. Rărituri, igienice, care prevede conform codului silvic. Fiind aceste rărituri, care dumnealor face marcarea, dumnealor face licitația, exploatarea și nouă ne rămân la terminare, așa zis numit, rezultat financiar numit profit, 33,547. Deci dumnealor scade așa. Fondul de mediu, mai departe, fondul extrabugetar de drumuri, drumurile pe care exploatează, paza pădurii scade de aici, din 65,680. Paza pădurii 18,305, aproape 200 de milioane. Controlul și reprimirea parchetelor, deci în momentul după ce ai făcut licitația, predai parchetul, la încheierea parchetului, te duci și faci. Și ei ia taxă pe fiecare. Da, nouă ne rămân 33,542. Sunt niște sume estimative. Suma estimativă, înainte de a pune la licitație, o pui cu o anumită valoare conform APV-ului, dar poate fi mai mare, cum a fost în anul 2016, ne-au virat în contul primăriei 500 de milioane în bani vechi. Acum estimează dumnealor că e 33,542. Asta înseamnă că exploatează în locurile noastre pădure de o categorie de folosință mai slabă față de cea care a fost anunțat în 2016. Din aceste motive vă spun spre analize și aprobare bugetul de venituri și cheltuieri la contractul de administrare cu Rom Silva. Dacă aveți discuții. Discuții pe acest punct al ordinii zi. Avizul comisiei? Aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? S-a aprobat cu număr de 17 consilieri. Punctul 7 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea reabilitării unui drum vicinal Târgului Săptămânal de Animale și Cereale în zona Basilică Ionică de Aconul Tudor pe o lungime de aproximativ 160 de metri. Inițiator proiect primar, Comisia pentru Buget. Poftiți, domnul primar. Se propune aprobarea reabilitării unui drum vicinal spre Târgul Săptămânal de Animale și Cereale în zona Basilică Ionică de Aconul Tudor pe o lungime de 160 de metri, drum care va deservi unui număr aproximativ de 3.000 de cetățeni, Larga și Cucuieți. Probabil avem pe ordine zi încă un proiect în care vă solicit analiza și aprobarea transferului animalelor și cerealelor din actuala piață, în spatele gării, acolo unde suntem proprietari, am amenajat terenul respectiv. De mâine vom monta și grupul sanitar, am montat o fosă septică, am tras apă acolo și pentru a fluidiza circulația, să numesc oamenii ce trebuie de Larga și despre Cucuieți, pe la barieră și pe DN12A, să meargă pe drumul ăla care face legătura între Ionică, Basilică și zis de Aconul Tudor, Nealu Frizieru, gândesc-o că este mult mai bine ca să meargă pe acolo. L-am amenajat, mai e încă ceva de făcut la el și îi vom da drumul să funcționeze normal. Dacă aveți discuții. Da. Deci discuții pe acest punct al ordinii de zi, așa cum a trebuit de fundamentare. Avizul comisiei? Aviz favorabil. Pune la vot. Cine este pentru?
S-a aprobat un număr de 17 consilieri. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind repararea podului care traversează pârâul Valea Codului, precum și repararea, consolidarea drumului vicinal Ulița Soci, pe o lungime de 30 de metri. Inițiator proiect primar, Comisia pentru Buget. Eu vreau să... Tot dumneavoastră interveniți, poftiți. Da. În urmă... Nu, mă refer în al doilea mandat pe care l-am avut. Mai există câteva semnături date de oamenii de acolo, inițiate de către fostul consilier Melinte Gheorghe și Spăială Gheorghe. Tot cu același pod. La toate întâlnirile noastre pe Valea Podului și ori de câte ori a fost nevoie, am discutat în felul următor. Îi ajutăm, așa cum am ajutat dulapul, materialul lemnos de la cel pod, este dat tot de primărie. Da? Întrebarea mea este așa, dumneavoastră ați inițiat domnul Amăreniu Ploiești. Până când de primărie? El am făcut odată că nu s-a putut. Facem și a doua oară? Nu, măcar un ajutor, să facem ceva acolo. Da, ajutorul nostru îl am spus în ședințele noastre. Am spus în felul următor. Vă rog să faceți cofragul și noi venim cu betonul. Cum am făcut la... Piseacă. Nu, la părăul sociului. Da. La Mihai. Da. Spoială, nu? Da. Oamenii au pus scândura, au făcut cofragul, au pus ferul beton. Noi am venit cu două cifaroane jumătate de beton și cu pompa. Două cifaroane, un cifaron e peste 3.000 de lei. Am pus de 400 acolo, peste 3.000 de lei, cred că fără TVA, dacă zic bine, și am făcut podul. Mai departe, am făcut podul la Bertalan și la Heineș. Au pus scândură, este adevărat? Au pus ferul beton și noi am venit cu beton. La momentul și la discuția purtată cu oamenii de acolo, spus, domnule, veniți cu beton și puneți-l așa pe dulapii care sunt. Vă întreb, cine garantează lucrul ăsta? Podul ăla ce lungime are, domnul Mării? În jur de 12 metri, 10-12 metri. Are podeaua de arin care îi zice că e degradată, dată tot de primărie. Da. Podea, nu? Da. Și cum putem să punem acolo fără un fel de armătură? Nu mai vorbim. Solicitarea construcției unui pod implică altceva. Avize de la Apele Române, da? Implică avize, ca să facem un pod, așa, să facem un proiect, să facem pod. Avize la Apele Române, care ați văzut și cu podul la largă, cât de probleme am avut. Și eu am spus, oamenii au avut pod, își refac ce? Fac cofragul, pun ferul beton și noi venim cu beton. A spus un ajutor. Ceea ce v-am spus eu pe 12 metri, nu știu dacă mă încadrez cu 120 până într-o 150 de milioane. Și dumnealor pune 3 metri cub de material care vine 21 de milioane. E diferență de la 150 până la 21 de milioane. Ca să pot să fac. Deci asta pot să fac. Problema numărul 2. La Marian Docan. La Marian Docan a fost discuția de fiecare dată cum am făcut și acolo la Hârjapă, da? La Hârjapă am făcut gabioane pe o înălțime de 4 metri, 5 metri, da? Pe o lungime de 30-40 de metri. Bun, costurile sunt destul de mari. La ora actuală, vă spun ceea ce am făcut până astăzi. Am purtat o discuție cu reprezentanță direcției silvice și cu cei de la Petrom. Ne permite să luăm din punctul numit Păcurița și inclusiv de la Parcul Dofteana, cu sprijinul maestrului Odhozi Vasile, 30-40 până în 50 de stâlpi, seie 10 și seie 4. În care vă propun să facem la Boncu Mioara și Popa Costică Digola, să facem la Flore, la Zaharia Flore aici și acolo, să facem la Marian Docan și să facem la Lăzărescu Nicușor, stâlp peste stâlp. Am fost și am văzut stâlpii personal, sunt linii abandonate, foarte multe aici pe Turiță. Stâlpii sunt buni, alții sunt băgați în pământ, alții au o cioată de beton. Necesită o macara. Avem oferte, 120 de lei pe oră, fără TVA. Deci 1.200.000 măcara pe oră. Și ne facem calcule. Dacă ar fi să turnăm beton, numai cofragul cât ne costă, manoperi și așa, sunt costuri foarte mari. Dar în situația în care trebuie să închiriez un trailer, ce îi aduce? Bun. Voi face o analiză și dacă ajung mai ieftin, preiau stâlpii ăștia și iau în regii proprii sau văd cum îi lua și îi ducem la locul stabilit. Sper că în anul 2017 să facem lucrul ăsta. A treia problemă. Nu aș vrea să creăm un precedent. Precedent cu privire la aceste poduri. Deci dacă am dat un sprijin la Bertalan, i-am văzut pe toți oamenii la treabă. Toți vecinii de acolo care au beneficiat la treabă. Au muncit. La Mihai Spoială, la fel. Toți vecinii erau acolo, au făcut fiecare ce-au putut. Acolo.
Au făcut cofrag, au făcut ce au putut. Dar nu vreau să creez un precedent că mai sus de Mihai Spoială, dau un exemplu, mai are Toma lui Nicolae Lunică Pod, mai are Ihuc Pod, mai are Chimiță Pod, mai are Hârșavul Pod, mai au și alții în alte locuri, Vasilea lui Boambă și așa mai departe. Nu putem să construim poduri personal că beneficiază unul sau două persoane sau un teren acolo, cum e de tipul lui Victor Iordache, care are un teren și au fost strămutați și au primit teren loc în loc, inclusiv unii și-au construit casa, acolo unii trec pe podul ăsta, și fiecare dintre ei îi rog foarte mult să contribuie și dumnealor, inclusiv cu sprijinul nostru. Asta vreau să vă spun. Deci vă supun spre analiză și aprobare în situația asta care are putere bugetul local. Să asigurăm betonul respectiv, pe un pod nu poți să pui B200, trebuie să pui B400, să asigurăm betonul și dumnealor cofragul. Iar în partea alaltă la Docan, cum am spus și altă dată și repet și acum, cu sprijinul celor care ne ajută, stâlpi SE 10 și sunt și SE 4 și atunci îi consolidăm destul de bine, iar în spatele lor punem piatră în regii proprii cu oamenii. Discuții. Da. Domnule consilier, domnule primar, v-am propus o soluție, aveți discuții pe acest? Dar știi, domnule, că am mai discutat. E vorba că să vină și ăștia acasă, îi plic, că acum sunt mai multe femei acolo în zonă despre Hax. Când îi prind de acasă, mai vedea asta e situația. Am discutat cu dumneavoastră la întâlnire noastră să treci pe Valea Modului, știți destul de mult. Am discutat lucrul ăsta de fiecare dată. Păi la propunerea asta să te duci să-l pui să-l betonul ăla, fără să ai armătură, fără să ai nimic. Prezintă un pericol, se întâmplă un accident și suntem de regulă scutură. Vă rog să înțelegeți. Da. Da. Mai... Discuții mai aveți, domnul consilier? Avizul? Aviz favorabil, comisia. Da, deci supunem la vot acest punct al ordinii de zi. Cine este pentru? S-a aprobat cu număr de 17 consilieri. Punctul 9 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea mutării cerealelor și animalelor din actuala piață în locul special amenajat din târgul săptămânal de animale și cereale din spatele gării Dofteana. Da, revin la acest proiect. Primar și comisia de buget. Vă solicit aprobarea dumneavoastră să mutăm cerealele și animalele din piața săptămânală pe care o avem la ora actuală în spatele gării. Numai cereale și animale. În această săptămână ne-a venit niște reguli care ele trebuiesc duse la bun sfârșit. Deci animalele, la târgul de animale, trebuie să îndeplinească niște reguli cu privire la rampă de încărcare și descărcare cu înclinații 15-20-22%, nu te autorizează nimeni, apă pe care o avem, grup sanitar pe care îl avem și alte îmbunătățiri care vor fi acolo. Din discuțiile purtate, că eu nu mă duc în târgul săptămânal, că nu am timp, cu cei care merg în târgul săptămânal și cine încasează acolo și răspunde de piață, la noi vin doar porci care vin în mașini. În general, acum când vin cu porci mici și eventual toamna știți destul de clar. Târgul săptămânal pentru animale și cereale, știți că ați aprobat inițierea unui proiect, dacă reușesc să fac canalizarea apelor pluviare, inclusiv platforma betonată din zona respectivă, ar fi un lucru bun. Dar astăzi l-am amenajat ca un târg săptămânal pentru animale și cereale să încheiem odată cu ambutiajele care se produc în localitatea noastră, aici, cel puțin în centru, marța. Dacă cei din Larga o să meargă pe partea care o să meargă și cei din Cucuieț, neapărat să vină cu căruța încărcată cu cereale, să vină în piață de coace, știu eu, la altceva. Deci îi dirijăm de așa natură cu poliția locală să putem să fluidizăm circulația. Vedeți dumneavoastră pe DN12A, de fiecare dată și nu numai acum, utilaje, atelaje agricole se blochează și avem discuții cu poliția rutieră. Din aceste motive, în contradictoriu cu cei care discută pe rețele de socializare că n-am avut ce să fac cu banii de am asfaltat în câmpul localității, am asfaltat în câmp tot pentru absorberea circulației de pe DN12A, utilaje și atelaje agricole și transferul lor pe câmpul Dofteana și când o să avem posibilitatea, o să ajungem și până în seaca, cel puțin cu un drum pietruit. În aceste condiții, podul de la Larga rezolvă aglomerațiile de pe DN12A, drumul de pe câmp rezolvă parțial aglomerația de pe DN12A și cum vom duce drumul până pe seaca, atunci rezolvă în procent de 80%. Dacă dumneavoastră aveți alte discuții. Da, discuții pe acest punct de zi.
Nu sunt, ajuns în comisie. Disfavorabil. Supune la vot acest punct în ordine de zi. Cine este pentru? S-a aprobat cu un număr de 17 consilieri. Punctul 10 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării unui branșament electric din spatele zării pe amplasamentul viitorului obor de animale. Inițiator proiect primar, Comisia pentru Buget. Aveți intervenție, domnul Cumărăș? Se propune aprobarea realizării unui branșament electric din spatele gării, amplasamentul viitorului obor de animale, în baza documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local în condițiile lege. Deci avem nevoie de un branșament electric, acolo trebuie să facem iluminat la blocul sanitar și, bineînțeles, știți, dumneavoastră, dacă deschizi un obor, deschizi o piață, vin și acei agenți economici care vin cu apă, vin cu un suc, vin cu o bere. E necesară pentru cei care practică și merg în fiecare marți acolo la acel obor. Ei, dumnealor, trebuie să le creezi condiții, în momentul în care își încasez, trebuie să creezi condiții să aibă și o priză, să poată să bage un frigider în priză, să poată să bage un generator sau altceva. Bineînțeles, ei vor fi încasați în conformitate cu legea publică și la piața săptămâna discuțiilor. Da. Discuții pe acest punct al ordinii de zi. Nu avem intervenții. Avizul comisiei? Aviz favorabil. Supune la vot acest punct al ordinii de zi. Cine este pentru? S-a aprobat cu număr de 17 consilieri. Punctul 11 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii exercițiului bugetar pe anul 2016. Inițiator proiect primar și Comisia de Buget. Da, cuvântul doamnei. Doamna inspector. În conformitate cu Legea Finanțelor Publice Locale, 173/2006, și comunicările anterioare, a Legii Finanțelor Publice 500/2002 și a Legii Contabilității 82/91, propun închiderea exercițiului bugetar pe anul 2016, după cum urmează. Plan venituri în secțiunea de funcționare, 11.311.220, realizări venituri, 11.267.651. Plan cheltuieli în secțiunea de funcționare, 11.311.220, realizări cheltuieli, 10.666.078 lei. În secțiunea de dezvoltare, plan venituri, 4.092.781 lei, realizat venituri, 2.511.424 lei. Plan cheltuieli, 6.138.041, realizat cheltuieli, 4.541.349. Total buget sursa A, plan 15.404.001, realizat 14.128.877. Iar total sursa A la cheltuieli, 15.449.531, realizat 15.207.427. Excedentul anului 2016 pe sursa A, 617.090. La sursa E, plan venituri 300.000 lei, realizat venituri 214.890. Plan cheltuieli 300.000, realizat 162.764, un excedent de 98.742 lei. În urma închiderii anului financiar 2016, deci astea au fost excedentele și în sursa A și în sursa E. Propun închiderea exercițiului bugetar ca da, mulțumim, pe urmă da. Prezentăm bugetul. Doamna contabilă, ați avut materialele, dumneavoastră, domnilor consilieri, dacă aveți discuții, intervenții. Domnul primar? Da. Nu știu cât ați înțeles din ceea ce v-a spus doamna director economic, dar vreau să vă explic eu de fiecare dată, la al treilea mandat, v-am explicat bugetul doar eu. Acum am invitat-o pe doamnă. Ați observat, am avut excedent bugetar în 2016, 16 miliarde, în 2016, 6 miliarde și 2 miliarde 600, doamna contabilă, zic bine, 2 miliarde 600 sunt cei din fondul de garantare de la AFIR, proiectul drum acces agricol în câmpul localității, iar diferența sunt economiile noastre de 3 miliarde 600 și nu știu cât.
care am făcut economiile, asta nu înseamnă că n-am vrut să-i cheltui anul trecut. Nu. Ei au o destinație care trebuie să-i folosești acolo unde este nevoie. Investiții, exact cum vă propun acum, să folosim excedentul bugetar în conformitate cu dispozițiile legale. Excedentul bugetar se folosește și se adoptă numai în secțiunea de dezvoltare. Aceste sume de bani, care rămân afară de cei 2600 care îi dăm pentru drum, celelalte sume de bani, folosim secțiunea dezvoltare, exemplu, pod larg, și alte investiții pe care o să le avem în decursul anului 2017. Am încheiat, doamna consilier. Doamna consilier, mai vreți să interveniți? Domnilor consilieri, discuții pe acest punct al ordinii de zi? Avizul comisiei? Avem avizul comisiei favorabil pentru acest punct. Deci supunem la vot acest punct la ordinii de zi. Cine este pentru? S-a aprobat cu număr de 17 consilieri. Punctul 12 la ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2017, precum și utilizarea excedentului bugetar al anului 2016. Inițiator proiect primar, Comisia pentru Buget. Doamna, dumneavoastră, poftiți. Da. Deci, conform legii finanțelor publice 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, a legii bugetului de stat numărul 6 din 16 februarie 2017, a adreselor de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice și de la Consiliul Județean Bacău, au fost repartizate sume defalcate, cote din impozitul pe venit, sume pentru echilibrare, pentru construcția bugetului local al anului 2017, în completare și cu veniturile bugetului local al unității noastre. Voi da citire cifrelor din secțiunea de funcționare a veniturilor proprii, apoi a cheltuielilor și pe urmă ne mutăm în secțiunea de funcționare. Deci total venituri 15.021. Voi citi cifrele în mii lei. Dacă la închiderea exercițiului bugetar sumele au fost în lei, aici vor fi în mii lei. Din ce se compun totalul veniturilor? Din impozit pe venit, transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul unității, 25.000 lei. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, 2.578.000 lei. Impozite și taxe pe proprietate de la populație și persoane juridice. Impozit pe clădiri, persoane fizice, 198.000 lei. Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice, 115.000 lei. Impozit pe terenuri persoane fizice, 146.000 lei. Impozit și taxă teren persoane juridice, 15.000 lei. Impozit pe teren extravilan, 83.000 lei. Sume defalcate din TVA. Total sume din TVA, 8.930.000 lei. Din care? Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, 6.972.000 lei. Sume defalcate din taxă pe valoare adăugată pentru drumuri, 75.000 lei. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, 1.883.000 lei. Taxe pentru utilizarea bunurilor sau pe desfășurarea de activități, 268.000 lei, din care impozite pe mijloace de transport, 217.000 lei. Alte impozite și taxe fiscale, 77.000 lei. Venituri din concesiuni și închirieri, 141.000 lei. Venituri din prestări servicii, 28.000 lei. Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale, 137.000 lei. Taxe speciale, 409.000 lei, alte venituri, 28.000 lei. Subvenții de la alte administrații, ale administrației publice, avem subvenții de la bugetul de stat pentru acordarea încălzirii ajutorului cu lemne, cărbun și combustibil pentru lemn, 168.000 lei.
subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale, necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, post-aderare aferente perioade de programare 2014-2020, 343.000 lei, sume primite din cadrul Uniunii Europene în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020, 1.300 lei. Cheltuielile bugetului local consumează 15.638 mii lei. Specificați pe ce, doamna... Imediat, acum o luăm pe capitole și subcapitole, articole și aliniate. Deci, doamna contabilă, aș vrea să nu treceți peste aspectul ăsta și încerc scuze pentru intervenție. Vă rog să plecați de la bugetul și după aia continuați. Plecați de la bugetul pe anul 2016. Bugetul se constituie pe anul 2016. Cât am încasat în 2016? Cunosc în jur de 17 miliarde, da? Am spus la Comisia de Specialitate. Da. La Comisia de Buget. Salariile astea, vă rog, din 17 miliarde, 15 miliarde. Deci veniturile bugetului local au fost stabilite la nivelul veniturilor încasate în anul 2016. Nu pot fi mai mari, din cauza că nu au depășit 97%, cum spune Legea Finanțelor Publice Locale. Au fost realizate sub 97% și mergem exact în marja celor încasate în anul trecut. Cheltuielile, am spus, cheltuielile de personal la noi, la administrația publică locală, nu cuprind sporuri care s-au tot vehiculat în, în presă la primăriile din alte localități sau din alte județe ale țării. Așteptăm legea salarizării cu 1 iulie și atunci vom propune și noi în bugetul local majorări de salarii, dacă va fi cazul. Deci încep cu capitolul administrația publică locală, capitolul 5102, cheltuieli de personal, 1.547.000 lei. Astea sunt compuse din salarii de bază, sporuri, indemnizații Consiliului Local și contribuțiile aferente la bugetul de stat. Cheltuieli bunuri și servicii, 566.000 lei. Aici sunt incluse cheltuielile noastre de funcționare, de la furnituri de birou, materiale pentru curățenie, încălzit, iluminat, carburanți, materiale și prestări servicii, reparații, obiecte de inventar, deplasări, pregătire profesională. Capitolul 5402. Cheltuieli de personal pentru serviciul public de evidență a persoanelor. 100.000 lei, la fel, din care cheltuieli pentru salariile de bază și contribuțiile aferente la bugetul de stat. Capitolul 5602, transferul caracter general între diferite nivele ale administrației, sunt sumele pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap, sumele suportate de Consiliul Local, 63.000 lei. Capitolul 6102, ordine publică și siguranță națională, aici poliția locală și protecția civilă, cheltuieli de personal, 256.000 lei, salarii de bază, 160, normă de hrană, 35.000 lei, contribuții, asigurări sociale de stat, șomaj, sănătate, 41.000 lei. Cheltuieli cu bunuri și servicii, carburanți, piese de schimb, materiale și prestări, servicii, uniforme și echipament, 266.000 lei. Vom trece la capitolul învățământ, cheltuieli de personal, 4.762.000 lei, din care aici sunt alocați și sume pentru aplicarea prevederilor legii 85, 44.000 lei. Cheltuieli cu bunuri și servicii, 576.000 lei, din care alocați din TVA 495.000 lei, iar 93.000 lei alocați din cadrul bugetului local pentru cheltuieli de transport, cadre
la și de la locul de muncă. Tot la învățământ avem sume pentru asistență socială. Ele sunt compuse din plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar, în sume de 65.000 lei, drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, 14.000 lei, și acordarea suplimentului alimentar, Comuna Dofteana este inclusă în programul pilot, suma de 384.000 lei. Capitolul 6702, cultură, recreere și religie. Aici avem cheltuieli în sumă de 650.000 lei. Dacă te-aș ruga un pic să mostru, nu văd. Bați lumina exact mai, în foaia mea și nu mai spate. Mai spate. Mai spate. Mai, du-te mai spate. Capitolul 6802, asigurări și asistență socială. Cheltuieli de personal pentru asistenți persoane cu handicap și indemnizații persoane cu handicap, 293.000 lei. Ajutoare de încălzire, atât pentru cei de la legea 416, cât și pentru restul populației, 160.000 lei. Capitolul 7002, cheltuieli cu bunuri și servicii la gospodărie și dezvoltare publică, gospodărie comunală, în sumă de 600.000 lei, din care pe subcapitole alimentare cu apă și amenajări, 90.000 lei, iluminat public și electrificare, 480.000 lei și alte servicii în domeniile, locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, 30.000 lei. Capitolul 7402, protecția mediului, colectarea și transportul deșeurilor menajere, 360.000 lei. Pentru capitolul 8302 sunt prevăzute sume pentru măsurările cadastrale, în sumă de 50.000 lei. La capitolul 8402, drumuri și poduri, întreținere drumuri și construcții poduri, la capitolul bunuri și servicii, 734.000 lei, la secțiunea de dezvoltare. Deci am epuizat secțiunea de funcționare. Acum vom trece la secțiunea de dezvoltare. Totalul venituri 2.580.000 lei, în care sunt incluse și subvențiile primite pentru proiectul modernizare drumuri și exploatare agricole, în sumă de 1.643.000 lei, cheltuieli de capital, 1.514.000 lei. Aici sunt incluse în cheltuielile de capital, la capitolul 51 de administrația publică locală, sumă de 55.000 lei, cele două generatoare care au fost aduse la cunoștință dumneavoastră, iar la protecția civilă, la capitolul 6102, 50.000 lei pentru pompa ce se va procura în cursul anului 2017. Da, au fost aprobate. Au fost aprobate, astea și sunt incluse. Nu, pompa nu a fost aprobată. Generatoare. Deci, la protecția civilă. Deci generatoarele au fost aprobate la o ședință anterioară. E vorba de generatorul cel mare de capacitate și putere mare și un generator pentru șantier. Iar acum în buget am prevăzut pentru o motopompă. E vorba de motopompă de aia care ia vine transportată baza unui cărlig de remorcare și acea pompă trebuie să fie înregistrată în matriculări. Exact cum are pompierii militari, o pompă mare se duce 500 de milioane.
deja suntem în discuții cu firma la Constanță, cu Sadugă și aia are debit pe două furtune refulare și absoarbe de la 8 metri. Dar vreau să înțelegeți, o avem pregătită, nu pot ca să mă apuc să cu răsfântând, decât doar atât va fi numai pentru intervenție în cazul în care, Doamne ferește, vom avea inundață. Aia să o avem aici. Nu știu câte consilii locale au așa ceva, dar noi o să avem așa ceva acolo. Deci, în cadrul secțiunii de dezvoltare, ne înregistrăm cu un deficit de 617.000 lei la cheltuielile propuse în secțiunea de dezvoltare și de aceea a fost solicitată utilizarea excedentului anului 2016 cu suma de 617.000 lei pentru efectuarea cheltuielilor, din care se alocă diferența avansului primit de la CRF Iași în sumă de 250.100 pentru proiectul modernizare drum agricol și de exploatație și drumul de acces la alte căi de comunicație, iar diferența 366.892 lei pentru proiectul de dezvoltare locală a bugetului local. Acum voi da citire sumelor din bugetul din venituri proprii, cel din sursa A, din activitățile extrabugetare. Total venituri 256.000 lei, care se defalcă în venituri din concesiuni și închirieri 14.000 lei, venituri din contribuția elevilor și studenților, respectiv preșcolarilor din grădinița cu program prelungit 138.000 lei și alte venituri încasate, respectiv piața zonală Dofteana 90.000 lei. Acestea se împart în mod egal, după cum sunt planificate și la capitolul de cheltuieli. Deci la învățământ 148.000 lei și la piața zonală 99.000 lei. Vor fi încasate, la fel vor fi și cheltuite. Da. Mulțumesc, doamna Curabil. Am face intervenții pe acest punct al ordinii de zi. Vreau să fac eu precizarea, că doamna contabil mi-a convocat Comisia de Buget și am discutat în amănunt bugetul. La discuția au participat și alți consilieri din alte comisii. Deci suntem în cunoștință din cauză. Da. Doamne, știți că bugetul, după ce va fi aprobat de către dumneavoastră, validat, corelat, avizat de Direcția de Finanțe, Administrația Finanțelor Publice Bacău, depus în trezoreria municipiului Onești, iar apoi pus pe platforma Forex-EBU, unde va putea fi vizualizat de orice contribuabil din comuna noastră sau din spațiul Uniunii Europene, în transparență bugetară. Da, cine accesează site-ul ONAF-ului, e foarte bine și ar fi bine ca toate instituțiile publice din comuna Dofteana să urmeze exemplul ăsta. Mă refer în special la școli care trebuie să-și facă bugetul public. Conform legii. Există o lege în 2004, nu mai rețin eu articolul acum, dar în care îi oblig ca bugetul să fie transparent și pus și la dispoziția organizației sindicale înainte de a fi aprobat, mai mult. El poate fi accesat, da, dar nu face transparență bugetară, toate nu face obiectul discuției din ședința noastră. Domnilor consilieri, domnule primar, dacă aveți intervenții? Da, doresc să intervin. Doamna contabil, înțeleg că a fost la ședința de comisie, m-a dat explicații necesare, ați văzut dumneavoastră că au propus acolo la culte și cultură, niște sume de bani destul de mari, dar nu știu dacă v-a spus și pentru ce. Deci anul acesta, după Paști, vom începe biserica la parohia 2 Dofteana, vom aloca la momentul respectiv probabil o sumă de bani, 4 miliarde, să putem să începem. Achiziția se face de PSAP de către preotul de la parohia 2 Dofteana și vom începe această biserică în construcție, bineînțeles, cu contribuția enoreașilor. Vom avea și alte sume de bani în care mai subțire așa vom ajuta și celelalte parohii din localitatea noastră. V-am dat explicațiile inclusiv cu pompa, v-am dat explicațiile data trecută inclusiv cu generatoarele pe care intenționăm să le achiziționăm și alte investiții care vor sta la baza consolidării bugetului local, care ne vom discuta pe parcurs pe fiecare lucrare în parte. Da. Alte intervenții, alte discuții pe acest punct? Atunci, dacă mi-ați permite, aș vrea să fac o propunere pe care am făcut-o în Comisia de Buget.
Noi la școala nouă din Dumnezeu avem niște rezultate deosebite la Olimpiada de Română și Matematică, adică stați avem... Stați-mă un pic, încerc scuze că vă interup. Am propus eu acolo sume pentru premiile care vor sta la baza acelor copii ce au venit cu rezultate destul de bune. Participați la faza națională și asta e bine. Participați, știu, cu unul dintre ei la faza națională, sunt premiați în primii trei în clasament. Deci, odată la punct de cultură și alte investiții care trebuie acolo, vom efectua anul acesta, inclusiv zilele localității Doftena, între 25 și 28 august 2017, cu ocazia sărbătoririi zilei localității, vom premia pe cei ce împlinesc 50 de ani de căsătorie, copiii care s-au evidențiat la diferite olimpiade, vom înmâna diplome de cetățeni de onoare, cetățenilor din localitatea noastră care îndeplinesc condițiile în baza legii. Dar tot în aceste sume de bani, doamna contabilă, dacă ați fost atenți, a prevăzut și acele sume care ați depus un referat împreună cu colegii dumneavoastră cu privire la transport. Se referă nu numai transportul cadrelor didactice până la domiciliu și invers, iar cei care nu au posibilitatea, exemplu, să vină până în Comănești sau să vină până în Târgoviște, vine din Pârgărești sau vine din Zemiri sau din Asău, vor primi, sunt sume de bani prevăzute în buget, vor primi sume de bani în funcție de documentația care o aduce pentru decontarea lor. Da, deci îmi cer scuze că am intervenit, că uitați-mi să vă explic, am prevăzut sume de bani. E foarte bine să ne motivăm și valorile, pentru că ele trebuie să constituie un exemplu în comuna noastră, că avem șapte exemple negative. Aveți legea valabilă din anul 2011 și v-aș ruga să vizualizați. Vedeți dumneavoastră acolo că scrie că școlile se subordonează dispozițiilor date de primar verbal. Vă poate confirma legea. În aceste condiții, dumneavoastră spuneați să vă constituiți un buget. Foarte bine, vă constituiți un buget, dar să înțelegeți aspectul că nu pot să mă las pe baza celor care conduc școlile, ca aceste școli să nu fie aprovizionate cu lemne sau să fie aprovizionate cu lemne în luna lui octombrie sau noiembrie. Da? Deci noi am început aprovizionarea cu lemne, cu cuiețul este gata, larga la jumătate, am dus și la Dofteana încă din luna martie. Vă informez că cel târziu luna aprilie vor fi tăiate, așezate în depozitele lor și nu puteam să mă las pe baza directorului de școală, nici nu veni să mă cer, nici nu pot să stau la discuții, să amânăm, să putem constitui bugetul și apoi să ne aprovizionăm cu lemne în condițiile în care lemne trebuiesc tăiate, așezate, pe ei să aibă o putere calorică în iarna anului 2017-2018. Da. Și bineînțeles, vă mulțumesc pentru celorlalți scrieri, faptul că ați avut o săptămână școala altfel, ați făcut și alte activități școlare și extrașcolare, dar printre care ați și igienizat și ecologizat curțile și drumurile comunale din localitatea noastră. La Dofteana n-am avut școală, dar o să o avem în Indie. Dar cei care au avut? Alte discuții cu domnul consilier. Dacă nu mai sunt discuții, avizul comisiei... Aveți favorabil. Supunem la vot acest punct al ordinii de zi. Cine este pentru? S-a aprobat cu număr de 17 consilieri. Punctul 13 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării finanțării echipei de fotbal care activează în cadrul clubului sportiv Dofteana cu respectarea prevederilor legii numărul 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general. Inițiator Comisia pentru Învățământ. Da. Explicații? Da, vreau să vă explicații. Am studiat bine bugetul împreună cu doamna contabilă. În cursul anului 2017, până în iunie, mă refer la retur, cred că returul este acum la fotbal, se vor consuma 23.500, 230.500 vorbesc și în bani vechi, inclusiv cei 7.000 de lei care au fost din cei 2%, iar din iunie încolo vom aproba diferența de buget care se va constitui în returul din anul 2017 pentru 2018. Deci vă solicit spre analiză și aprobare Clubul Sportiv Dofteana să funcționeze echipa de fotbal în continuare, așa cum a funcționat până acum. Da. Dacă aveți discuții. Discuții pe acest punct al ordinii de zi? Dacă nu sunt discuții, avizul Comisiei de Specialitate? Comisia de Specialitate a dat aviz favorabil. Deci putem supune la vot cine este pentru. S-a aprobat cu număr de 17 consilieri. Punctul 14 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea achitării cotizației
APSR, aferent anului 2017 și participarea domnului primar Ioan Bujor la Gala Comorilor României în perioada 18-22 mai 2017 la Timișoara. Inițiatorul proiect, Comisia pentru Învățământ. Explicații, doamna președintă. Da, am spus și în întâlnirile anterioare. Comuna Dofteana este membru în Asociația Cele Mai Frumoase Sate de aproximativ 5 ani. Și acum conducerea AFSR-ului a venit către noi cu o invitație lansată către domnul primar în persoană pentru a reprezenta comunitatea și cred că este un moment oportun pentru ca prezența domnului primar la Timișoara să fie corelată și cu prezentarea celor mai bune și proiecte de bună practică, pentru că știți foarte bine că în Comuna Dofteana sunt foarte multe proiecte care s-au finalizat, sunt în curs de finalizare, în derulare și cred că domnia sa poate prezenta lucrurile acestea în cadrul ședinței la PSR Timișoara. Și în perioada, ați fost 18-22 mai, când se vor sărbători și 7 ani de la înființare. Deci este un eveniment cu dublă încărcătură. Am studiat în comisia cotizația. Și cotizația, da, așa este și normal, cotizația trebuie dată pentru că din membru participăm și cu o sumă de. Am studiat în comisia de învățământ lucrul acesta, avizul este favorabil, dumneavoastră dacă aveți o întrebare. Deci avem aviz favorabil, apoi dacă avem discuții de la domnii consilieri, intervenții pe acest punct al ordinii de zi, dacă nu, atunci putem spune la vot cine este pentru. S-a aprobat cu număr de 17 consilieri. Punctul 15. Proiect de hotărâre privind analiza cererii numărul 3532 din 23 februarie 2017 a domnului Barabașa Silvestru, prin care solicită anularea taxelor speciale în sumă de 363 lei pentru perioada 2015-2016-2017. Inițiator, Comisia pentru Învățământ. Da. Da, am discutat în Comisia de Învățământ aceste două materiale înaintate de către domnul Barabașa Silvestru, pentru că noi, Comisie, nu suntem specialiști. Am invitat doamna inspector Vasilor Marinica, care ne-a dat informațiile și unele rămuri despre ceea ce solicită domnul Barabașa și, conform codului fiscal, aceste trei taxe speciale nu pot fi anulate, mai ales că cu domnul Barabașa suntem și în litigiu, are la judecătoria Onești un proces pe rol tocmai pentru aceste taxe speciale, dar dumnealui, ca și cetățean al Comunei Dofteana, ca și mulți alții, care chiar dacă sunt plecați în afara localității, noi spunem străinași, și achită taxele și impozitele, inclusiv taxele acestea speciale, credem că nu este oportun să aprobăm ca domnia sa să nu plătească aceste taxe. Drept urmare, noi, membrii Comisiei, am dat un aviz negativ. Da, domnul primar, vreau să urmărim. Domnul primar. Deci, în ultimii ani, cu domnul Barabașa Silvestru, avem 4 acțiuni în instanță, 3 sunt soluționate cu hotărâri definitive și irevocabile, iar una am câștigat în primă instanță și suntem în recurs. Prin aceasta, eu zic și sunt de părere, căci instanța de drept a deliberat. A respins acțiunea domnului Barabașa Silvestru. Prin asta vă rog să soluționați dumneavoastră în conformitate cu legea. Discuții, domnilor consilieri. Deci am înțeles că în instanță sunt 3 hotărâri definitive și irevocabile în care domnul Barbașa a pierdut procesul cu primăria Dofteana. Am înțeles că mai este un proces pe rol, așa că nu știu care ar fi competența noastră a consilierilor să hotărâm în locul instanței. Sau în baza codului fiscal. Sau în codul fiscal a stabilit destul de clar regulile. La 1 ianuarie 2016, persoanele care pot fi scutite de taxe și impozite, printre care nu se numără și aceste taxe speciale. Vă rog discuții pe acest punct al ordinii de zi. Avizul Comisiei? Negativ. Deci avem aviz negativ de la Comisia de Specialitate. Supune la vot. Cine este pentru scutire de taxe?
a domnului Silvestru. Cine este împotrivă? Deci aviz negativ, a respins cu 17 voturi. Punctul 16. Proiect de hotărâre privind analiza cererii, numărul 4075. Același lucru. Același lucru? Are două cereri în același lucru. Atunci nu cred că își mai au rostul discuțiile pe acest punct. Deci să îl supunem totuși la vot punctul 16. Cine este pentru respingerea acestui punct? Da, s-a aprobat al negativ cu 17 consilieri. Punctul 17. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidențele fiscale a sumei cu titlul de amendă a unui contribuabil decedat, Coscălin Vasile. Inițiator proiect primar și Comisia pentru Învățământ. Înainte de a deceda, o merg în planul. Da. Prin 5.1.2007. Din ședințele anterioare, noi știm că mai... Am vorba de 200 de lei. Da? Deci este vorba de o nouă amendă, contribuabilul este decedat, deci soluția se întrevede. Avizul comisiei? Aviz favorabil. Aviz favorabil. Discuții domnilor consilieri? Supunem la vot cine este pentru? S-a aprobat cu un număr de 17 consilieri. Și acum punctul aprobat pe ordinea suplimentară, pe suplimentarea ordinii de zi, aprobarea reînchirierea suprafețelor prepășunate pe care le deține OATE-ul. Domnule primar, aveți explicații sau? Nu. Da? Deci punctul 18 de pe ordinea de zi, care a fost punct suplimentar, se referă la ce? Aprobarea suprafețelor depășunate în condițiile legii al următoarelor persoane. Găboriș Nicolae de pe Ștefan Bodă, care solicită împăcarea la unitatea administrativ teritorială 100 capre, 100 oi, Argelușa, Păisoaia, Coasta Cârpielei, Podișului Neteș. Deaconul Daniel din Dofteana solicită la pânga un număr 100 oi, 20 de vaci. Moraru Antonică din satul Seaca, tot la pânga, 20 de vaci, 20 de bovini. Și Ferăstroarul Clement, sat Seaca, tot la pânga, 100 de oi. Suprafața de teren este destul de mică acolo. Le-am pus în vedere dinainte. Dar ceea ce o să vă citesc suplimentar mai târziu, o să vedeți dumneavoastră în ce condiții vă solicit să le și aprobăm. Merchez Gheorghe, sat Larga, 170 de oi. Ferăstroara Aurel, sat Ștefan Vodă, pe Păisoaia, nu, uitați-mă, Merchez Gheorghe, Barcuri Larga, 170 de oi. Păisoaia, Coasta Cărcâiene, Ferăstroara Aurel. 120 de capre, 30 de iezi, 10 vaci. Țifrea Ghene Culai, Păisoaia, 140 de oi. Tot pe Păisoaia, dar ăștia merg împreună, Ferăsura lui Aurel cu Țifrea, fac în același loc. Avădăni Ioan, fața Neamțului, Predoaia. Băuriță Maricela, o solicitat Păisoaia și nu pot să-i dau acolo, merge tot pe Predoaia cu domnul Avădăni, dacă dorește, altfel nu am posibilitatea. O mai solicitat un domn Ioan Ceapetru. Nu am unde să-i dau, dar în schimb am găsit pe barcuri în Larga cu 70 de oi și 40 de mii. Este loc suficient acolo ca să vă spunem. Dar aducându-vă la cunoștință unde au solicitat fiecare, vreau să vă spun că nu vor putea pășuna dacă nu vor îndeplini următoarele condiții. În momentul în care vor solicita, că au solicitat în scris, vor veni să încheie un contract de pășunat cu noi, trebuie să îndeplinesc următoarele condiții care vi le supun spre analiză și aprobare dumneavoastră. Stabilirea suprafețelor din proprietatea de pășune în baza unui plan de situații. Totdeauna există discuții între ei, se ceartă. O intrat unul la celălalt. Se va întocmi, scoatem din blocul fizic suprafața de pășunat în baza
unui contract depășunat. Să nu-și mai depășească teritoriul unui celălalt. Și nu are voie să încalce. Numărul de animale și punctul, bineînțeles. Unde? La pâncă sau pe barcuri. Nume, prenume, copie după buletin a tuturor ciobanilor pe care i-are acolo. În momentul când a încălcat teritoriul, nu umblăm după el, că de regulă, când știu ei că a încălcat legea, te duci și găsești vacile singure, oile și ei fug. Nu. Noi știm acum ești turma și ne-am trimis sancțiunea. Aveți poliției, vă rog frumos să fiți foarte atenți pe ceea ce vă spun. Numărul de câini. Și vă rog să studiați în lege, că există o lege în care stabilit numărul de câini care trebuie să aibă jujău. Pe itinerarul stabilit. Asta poliția locală. Din motivul ăsta v-am și invitat aici. Deci lucrurile astea le declară când încheie contractul. Să știm cu cine stăm de vorbă. Atât proprietarul de stână, cât și ciobanii care i-are acolo și păzesc animale. Valabil este inclusiv pentru vacari care adună vacile din sat. Să știm cu cine stăm de vorbă, cine este. Doamne ferește, s-a întâmplat un accident sau alte situații neplăcute. Copie după buletin fiecare, itinerarul așa cum am stabilit. Valabil este și pentru proprietățile private. Din ceea ce am înțeles, faptul că pe Runc, în zona Runcului, va merge cojocarul pe fânețele oamenilor, va merge Barabaș, am înțeles și el, și Ferăstrăul lui Mihai. Atenție, poliția, ceea ce vă spun eu. Nu se eliberează niciun contract depășunat, chiar dacă sunt pe proprietăți private, vine și declară, și asta e valabil și pentru cuieți, vine și declară că eu am în punctul numit Runc 10 fânețe, în suprafață de câte hectare ai, se încheie contract de arendă aici, în fața noastră, cu parafa unității administrative teritoriale și cu semnătura primarului, de la cine ai luat în arendă, în baza unui contract de arendă. E cumpărat de la Bertalan, de la Bujor, de la de acolo, de la Țifre sau de la cine ai luat în arendă. Ce fac dumnealor? Vorbește doar verbal, îmi dai voie să trec și spune că trece și nu se mai achită de persoana respectivă și vine la noi. Ori noi avem și alte treburi de făcut aici, numai să îi împăcăm. După ce i-am împăcat, vine și spune, domnule, te rog frumos, doamna Mendez, ori nu putem lucrul ăsta. Vă rog. Deci în momentul când au venit și au spus că ei paștii și poliția locală îi întreb pe toți, înscris și inviți aici, unde ai teren depășunat? El îi spune destul de clar, pe proprietate privată la punctul numit Mândroaia. Bine, ce suprafață ai dumneata și ce suprafață arendezi dumneata? Bun, cât arendezi? 2, 3, 7 hectare, de la cine le-ai luat? Vreau contract de arendă încheiat în primărie, cu parafa și cu semnătura lor, parafa primăriei și semnătura primarului. M-ați înțeles să ținem treburile din scurt. Nu cum procedează altcineva, face pe fânați, ocupă și suprafața drumului când te duci la adunat, când te duci la coasă sau la alte munci agricole, dă drumul la câini și nu putem trece. Pentru că câinii prezintă un adevărat pericol, mai ales în păduri. Și mai ales și în sat. Deci, poliția locală vă rog să notați împreună cu cei la impozite și taxe și registrul obligatoriu. Da. Au și, astea sunt toate obligații ale lor. Dar ceea ce solicităm noi la încheierea unui contract de asta. Deci noi avem un document scris și în fiecare an, primăvara, primim de la DSV, orice sână trebuie să autorizată conform poliției sanitare veterinare și DSP. Cine face stână și nu are aceste aprobări, sunt direct răspunzători în cazul în care vor avea și verificări. Da. Stâna se va construi pe domeniul public, e clar. Sau ceilalți pe domeniul privat, în fănațul lor. Da. Dar acolo unde se constituie și acolo unde se construiește pe domeniul public, trebuie să îndeplinească următoarele condiții. Deci să mute coșerul săptămânal sau ori de câte ori este nevoie. În momentul când a venit ploaia, bineînțeles, nu mai poți să mai stai acolo și trebuie să o muți. Știți din ce motiv? Pentru a îngreșa terenul care este proprietatea publică a primăriei Dofteană. Cealaltă situație. În momentul când se deplasează în teren acolo, trebuie și să primească terenul, suprafața, în baza unui plan de situații, se organizează o comisie de la registrul agricol formată de către jurist, îi predă amplasamentul. Nu faptul că se duc acolo, când pleacă toamna, nu spune la nimeni când o pleacă de acolo, îi incendiază tot ce au avut acolo și ne trezăm cu incendii de pădure sau pășune, cum de altfel am mai avut. Nu. Primește în baza unui proces verbal și a unui plan de situație, primește locul de pășune, îi se predă terenul de pășune, nu faptul când toamna pleacă, nu pleacă de acolo până nu predă în baza unei comisii care o trimitem noi de la primărie. Este un regulament și vă supun spre aprobare.
De ce îi taie mestece? Să mănânce capul. Ei taie tot felul de material de acolo, lemnați să-și construiască stâna, iar pădurarul de izlaz plătește cioatele. Trebuie să ne înțelegeți. Sau cum a făcut anul trecut, o da foc. O da foc la plângelele să nu se mai vadă nimic. Nu. Chiar dacă este cioban, este om și el trebuie să respecte niște reguli, că este cetățean în România. Alte obligații, ce mai au ei? Să-și construiască fântâni. Sunt ape curgătoare în pădure, toți mergeți și vedeți, să-și construiască fântâni de adăpat animalele. Nu le-a dat drumul în părău și el se duce la băut. Nu. Să-și construiască fântâni, să-și construiască uluce, să poată să adapteze animalele. Asta va fi obligația în momentul când o semnat acolo, noi vom forma o comisie și trimitem un control la ei. Bineînțeles, n-au dreptul să degradeze, să taie vegetații, cum vă spuneam. Nu va incendia vegetația. Nu va lăsa obiecte. Când predă, vedeți dumneavoastră, când ne ducem la o stână, după ce o pleca cu stână, adunăm zeci, sute de bidoane, bolovani, vegetații și așa mai departe. Nu. Lâna, mulți nu o predă, o aruncă și pe izlaz, vă spun din experiență, că am fost nu o singură dată, am fost de cele mai multe ori, lasă jalnic. Nu. Cum l-ai luat în premiere să fii curățat, la fel îl și predai. Dacă vrei să folosești domeniul public. Dacă nu, nu. Un alt criteriu, vă rog cei de la poliție să fiți foarte bine atenți, cei care au fost sancționați în perioada anterioară, 2015-2016, faptul că nu și-au respectat teritoriul, nu și-au respectat regulile prevăzute în contract, nu vor putea încheia contract cu unitatea administrativ teritorială până nu-și achită amenda care au primit-o în anul 2016 sau 2015. Pentru faptul că nu a fost corect. Nu văd alte lucruri. Răspunde de acea suprafață de izlaz care o are în baza unui plan de situație. Nu că o lași pe unul, vine, taie două prepedeci și un cearlou pentru căruța de lemn sau de fân. Nu. Nu, că nu se poate așa ceva. Că nu putem să o plătim. Mai nou, acum am solicitat un control de la ITRSV, care mi s-a făcut joi, dacă zic. Bine. Și am avut număr de cioate zero. Deci, paznicii de izlaz au ieșit destul de bine. În baza controlului efectuat de către ITRSV. Bineînțeles, dacă observă și orice observă, orice neregulă semnalează unități administrative teritoriale. Deci, același contract va beneficia și vacare. Cine este vacară în larga? Mihail Vasile sau cine este el? Numele, prenumele fiecărui cetățean care i-a dat animalul în bază și în baza contractului va răspunde de animalul omului, el s-a dus la bou și vaca s-a dus de râbă. Sau vaca s-a dus în calea ferată, mai nou, cum s-a întâmplat aici la Dofteană. Ei au stat la băut, animalele au trecut trotușul dincolo, au distrus multe recolte, s-au intrat în fața terenului și ei n-au răspuns cu nimic. Noi trebuie să știm de cine să tragem. Copii după buletin, știm cine este vacar, știm ce animale are și acum ei sunt și numărul lor. Deci poliția locală, nu mai repet, vă rog foarte mult. Da, vom forma o comisie de la Unitatea Administrativă Teritorială, inclusiv pentru izlazul de la Cuieț și Pădure, după cum vă și spuneam. În urma verificărilor avem dreptul, în baza legii 544, să sesizăm organele competente, adică APIA. Jalnic arată unele locuri pe izlaz și la dumneavoastră sunt valabile acele procese verbale, dacă el are stâna la Vâlcere la Ghiolării, că am fost acolo și am văzut, nu-i neapărat trebuie să les, că am văzut o tărlit, acolo lucrurile sunt în regulă. Nu sta neapostit că spuneară să schiși cu unul, stăteam cu jucăl, totuși am văzut că este în regulă acolo. Nu, lână, nu l-a stat degradată stâna, am văzut împrejmuit, bine, dar asta trebuie să facă toți. Cei care au contracte cu APIA și primesc subvenții, noi în situația în care găsim nereguli, încheiem un proces verbal și îl înaintăm la APIA. Faptul că izlazul de la Cuieț este în devălmășii, nu putem să dăm nume, dar în schimb îi dăm pe toți să facă o verificare la toți. Nu știu dacă sunteți și de acord, dar lucrul ăsta o să o facem. Vreau să vă aduc la cunoștință proprietarilor de pășuni și păduri și fac o abstracție de așa ceva. În cursul zilei de ieri am avut o discuție cu un cadastrist și aș vrea să vă informez că Cadastrul General Sistematic îl vom continua inclusiv anul 2017, de acolo dinspre Dărmănești către Dofteana, cum l-am făcut, numai în extravidan, în conformitate cu legea. Dar intră și pădurile.
Nu pot fi măsurate pădurile, pădurile dumneavoastră sunt măsurate? Sunt măsurate, da. Da? Deci nu pot fi cadastrate dacă nu sunt invalidați cei care trebuie să fie invalidați și propunerea spre validarea suprafețelor existente. Deci ieri am vorbit despre așa ceva. Deci ele sunt măsurate, dar nu sunt invalidați acei proprietari care au depus cereri după ureche, să mă înțeleagă toți, au auzit și el de spune cereri la primărie, el nu avea un gram de pădure, și a depus și acum, ai două variante. Prima variantă, ori renunță el la suprafața de pădure, în baza unei declarații proprie răspundere, sau dacă nu, în baza unei hotărâri definitive și irrevocabile de instanță. Asta este regula. Gândesc și am înțeles faptul că aveți ședință, puteți să le aduceți la cunoștință și să luați niște hotărâri. Observați, dumneavoastră, nefiind document, nefiind cadastru acolo, în primăvara anului 2017 ați văzut că de fiecare hectar împădurit se alocă niște sume de bani. Nefiind terenul cadastrat sau pe izlaz, nu aveți amenajamentul pastoral, nu puteți să faceți absolut nimic. Am înțeles că aveți totuși niște sume de bani încasate, luați legătura, nouă ne face amenajamentul pastoral, Direcția Agricolă a Județului Dacău. Vedeți și încercați și dumneavoastră. Din discuțiile purtate cu un cadastrist autorizat, au spus că cadastru pastoral pe izlaz vi-l poate face în baza eliberării anexe 1 și 2 de către primărie. Vă puteți interesa și dumneavoastră. Subiectul cu privire la regulamentul de aplicare a celor ce au solicitat pășune va fi întocmit în cursul zilei de mâine, săptămâna asta, când tunelul va veni și se va elibera o autorizație de pășunat, care ea va funcționa în baza acestui regulament pe care vi-l propun spre analiză și aprobare. Nu putem să mergem numai cu vetre de foc. Dacă are izlaz, are 7 hectare, ai 20 de vetre, 30 de vetre de foc în suprafața respectivă. Lângă vetrele de foc, numai bidoane goale, numai peturi. Acele au fost transportate nu cu apă, cu băutura alcoolică. Deci și pentru acei care sunt ciobani, sunt vacari, niciunul dintre ei nu plătește niciun ban la stat, niciun impozit, nimic. Dar dacă nu plătești nici impozit, trebuie să supună regulile impuse de către unitatea administrativă teritorială, pentru că domeniul public nu este un haos. Asta vreau să spun. Acei consilieri, toți care îi știți, acei ciobani, acei proprietari de stâni, vă rog frumos, asta este regula. Nu faptul că spune că a vorbit el cu cineva, că îi dă terenul în arendă. Vă spun sigur, dacă nu face contract de arendă, mare majoritate sau o parte dintre ei nici nu au terenul înregistrat la registrul agricol. Să știți. Deci când a venit aici și spune că are contract de arendă cu Bertalan, cu Amărini, cu Bujor, cu Paciu și așa mai departe, verificăm la registrul agricol și atunci eliberăm autorizația. Noi trebuie să știm cu cine stăm de vorbă, cine este proprietarul, ce itinerar are să întrețină pe perioada cât o dea el în chirii. Dacă aveți discuții dumneavoastră. Da. Spuneți, domnule, planurile de situație, cine le suportă ca și costul? Planurile de situație le întocmește Toma Băuriță în baza blocului fizic. Se face un plan de situație. Deci, în stereo 70. Se face un plan de situație, se ia de pe harta care este fotografiată prin satelit și se scoate numai un capăt de acolo. Exact cum facem și noi. Pentru că noi când avem de întocmit un drum undeva, scoate numai capătul ăla de drum, că este măsurat cu linia și dăm la cadastru. De aici și până aici măsură. Din blocul fizic. Despre asta vorbim. Alte discuții pe domnul Balcanu? Cei ce fac stânele pe domeniu privat, văzut acolo și dumneavoastră, nu știu dacă am greșit și am omis, ar trebui datele luate și la ciobani. Cred că pentru poliția locală. Am spus. Și am pentru, spus pentru toți. Copie după buletin a fiecărui cioban și a proprietarului de stână. Tind ăștia să facă cele mai multe necazuri, atât poliții locale, poliții naționale, chiar și nou la primărie. Asta incendia pădurea la Bogata și viile de pe podei în aceeași zi, la aceeași oră. Și ăsta a fost numai un rău făcător. Deci o incendiat pe Bogata și o intrat în pădure cu 100-200 de metri, nu? Așa, că am fost personal acolo, o plecat de acolo și în aceeași oră o incendiat cu un treșpărău la Cornere și o incendiat viile de acolo. Prima dată un gard care acelea cu gardul Iordiță Bucur, zis procurorul, și apoi toate viile alea de acolo. Oamenii vin la noi. Deci astea sunt oameni răi făcători care ei trebuie să identificați. Nu pot eu, în calitate de primar, că n-am când să ajung acolo, dar fiecare care ați văzut, vă rog să sesizați aceste nereguli. Nu se poate cu asemenea oameni. Deci nu se poate.
să ne pună pe drum toți de la direcția Silvică, cu mașini, pompieri onești, noi consumăm motorină și umblăm prin păduri să stângem. Nu se poate. Alte intervenții pe acest punct al ordinii? Avizul comisiei? Dar n-am avut, din cauza că a fost pe ordine suplimentată ordinea de zi, de aceea supunem la vot. Cine este pentru? Da. S-a votat un număr de 17 consilieri. Alte discuții? Pentru, da, la diversi, dacă aveți domnilor consilieri, domnul primar. Deci aș vrea să vă informez. Adresă de către CRAB Bacău, Compania Regională de Apă Bacău, în care am fost invitat joi 30.03.2017, nu, miercuri 29.03.2017, la o discuție cu privire la canalizarea și extinderea de apă potabilă. Se va face extindere de apă potabilă, va începe proiectarea. Până acum a fost studiu de fezabilitate, va începe proiectarea, au venit aici, vom mai avea niște discuții cu ei. În satul Hăgheac, extindere de apă potabilă aproape într-o satul, dar refuză să facă mai sus de parcul dendrologic, scase puține și beneficia puțin. Dar o extindem noi anul ăsta. În locurile unii mai e nevoie pe Ștefan Vodă, în unele locuri în Cucuiesc, dar foarte puțin, și înlocuirea conductei de apă potabilă în tot satul Bogat. Bogata și Hăgheac, cred că în unanimitate va înlocui conductele de apă, mă refer pe uliți și pe zidături. Reabilitarea în Dofteana, în unele locuri, pe unele străzi. Și cu canalizarea. Vă informez ca să știți despre ce este vorba. Domnul primar, da, și conducta de la pe strada noastră este foarte veche. Am spus în satul Dofteana. Noi stăm în Dofteana. Da. Da, da, uitați, în satul Dofteana, ca să vă spun. DN12A, 3666, deci 3 km, peste 3 km jumătate. Țarnă pod Iancu Lăzărescu, cum e aici tot, 332 de metri. La Țurlic, acolo, unii stărenuți, 127 de metri. Țuștiu, intrarea pe Seaca, spatele primăriei, pe aici, Borș Petrică, Boloș, partea elaltă, din coace, toate, Baniță, la școală aici, deci toate sunt trecute și măsurate. Mă refer la extindere de apă. Deci toată rețeaua pe DN12 va fi înlocuită de apă, inclusiv canalizare pe o parte și pe cealaltă. Dar ajungem acolo. Canalizare, Hăgheac, tot. Deci nu vor să meargă la Păreaua, încă nu sunt case acolo, unde sus, unde sunt constatenii. Să vedem de acolo încoace, că aici nu facem ce vrem noi. Proprietarii acestei canalizări vor fi Crabul Bacău. Noi venim cu cei, cu amplasamentul care deja l-am transmis pentru stația de epurare. Avem cadastru, dacă mi-aduc aminte, în legislatura asta noastră am făcut cadastru și l-am transmis într-o suprafață de 5700 de metri pătrați. Și bineînțeles că o să ajungem pentru confinanțarea de 2%, care este destul de puțin pentru noi. Deci canalizare în Hăgheac, canalizare în Cucuieț, scrie pe Sfestos, canalizare în Ștefan Vodă, canalizare în Dofteana. Și am încheiat. Bogata, Seaca și Larga nu intră în proiectul ăsta. Motivul. Larga, o distanță destul de mare de la stația de epurare care va veni până în Larga și până în Larga sunt câțiva kilometri destul de buni. Bogata, același lucru, așa, privind aglomerarea de persoane și Seaca, același lucru. În următorul proiect va intra probabil și astea, dar ei nu ia numai pe localități, ia pe aglomerări de persoane. E posibil Larga să o cuplăm către Dărmănești când va lega pe Guberiu, e posibil Bogata să o legăm de Târgovna, e posibil Seaca să facem o stație de epurare separată. Deci nu vreau să duc în eroare nimeni, vreau să aduc numai lucruri reale în conformitate cu platforma program pe care noi am mers în fața cetățenilor în campania electorală. Am promis. Încă nu avem un an de când suntem la conducerea unității administrative teritoriale și trebuie să ne ducem la îndeplinire toate promisiunile. Spuneți. Da. Domnul primar, am acum pe panta aia la doamna Unica la contabilă, a trebuit făcut o cale o traversare. Toate aluviunile care vin de pe Cărpiniș, vin toate jos la Ionul ăsta în jur în asfalt. Doamna, discutam despre canalizare. Da, dar până se face asta, asta n-ar putea face. Noi înainte, până s-au finanțat toate astea. Traversarea aia la Dică și Ion, acolo traversarea și pe Părău. Domnul consilier, haideți să vă spun. Da.
Vă rog să nu înțelegeți greșit canalizarea apelor fluviale cu canalizarea apelor uzate. Deci pe panta care spuneți dumneavoastră și peste totul se vor face canalizarea apelor uzate. Apa uzată este apa menajeră care dumneavoastră faceți baie, care folosiți la bucătărie și în alte locuri. Canalizarea apelor fluviale este altceva. În momentul... În momentul când facem canalizarea apelor pluviale, asta înseamnă că intră drumul în modernizare, facem rigole pe o singură parte, că drumul este destul de îngust acolo, și canalizăm apa pluvială și o ducem în Pârâu. Care e bun. Dar ceea ce spuneți dumneavoastră este o propunere pe termen scurt, rezolvarea unei situații pe termen scurt, să nu fie apa cu toate aluviunile pe asfalt. Asta de mult am zis să o facem și uite că n-am mai avut posibilitatea ca să facem, dar eu sper să o rezolvăm în mandatul ăsta. Acolo vine, trebuie să fie făcută largă, cel puțin de un metru, că când a venit, vine tot ce există, piatră, concasat, ce am pune pe drum, toată vine în canalizare și o umple. Despre asta vorbim. Aici ne-am hotărât ca să locuim în Dofteana, configurația și relieful ăsta este. Nu vreau să spun nimănui de ce ți-ai făcut casa acolo, pentru că panta este prea mare. Fiecare s-a stabilit acolo unde a avut teren și unde a putut. Fiecare dintre dumneavoastră trebuie să înțeleagă aspectul că le facem. Nu putem să le facem pe toate odată. Da. Costurile sunt destul de mari. Avem 9 proiecte depuse prin PNDL. Bine ar fi să ia ființă proiectele astea, că într-un anumit timp, 4-5 ani de zile, probabil se vor finaliza și localitatea noastră va arăta altfel față de cum arată acum. Despre asta vorbim. Ceea ce vă citea doamna contabilă, vă dau și câteva explicații cu privire la buget. Să înțelegeți aspectul că mai avem de dat 16 miliarde la AFIR, la cei care modernizarea drumului. Și banii din trimestrul 2, am intrat deja în trimestrul 2, vor merge mai întâi acolo la achitarea drumului de pe câmp. Când primim tranșa de la Uniunea Europeană, continuăm celelalte investiții. Noi, cel puțin eu asta propun, mergem așa în continuare, fără datorii. Ne întindem cât este plapuma de mare, fără să facem nici fel de datorii. Eu am încheiat. La capitolul de viață, să mai aveți? Nu. A fost declar ședința Consiliului Local închisă. Da, vă mulțumim.